Conform rezultatelor finale ale evaluării naționale, 29,57% dintre candidați nu au reușit să obțină nici măcar media 5. În urma contestațiilor la evaluarea națională, note peste 5 au obținut la limba română 73, 14 dintre elevi. La matematică, 71,73% dintre elevi și la limba maternă, 60% dintre candidați. Medii peste 5 au obținut 70,35% dintre elevi. Chiar și cei care au medii mai mici decât 5 pot participa la admiterea la liceu. Admiterea în învățământul liceal se face pe baza mediei aritmetice dintre media celor 4 ani de gimnaziu, cu o pondere de 25% din total și media obținută la evaluarea națională, cu o pondere de 75% din total. Începând de vineri, 4 iulie, până pe 8 iulie, absolvenții de gimnaziu însoțiți de părinți vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu. Între 5 și 9 iulie vor fi verificate aceste fișe, pentru ca pe 15 iulie să se desfășoare repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat. Între 17 și 25 iulie, candidații își vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși, conform repartizării computerizate. A doua etapă a admiterii la liceu debutează pe 16 iulie, pentru ca pe 24 iulie să aibă loc efectiv distribuirea computerizată a candidaților.